Bun regăsit, doamnelor și domnilor, la o nouă întâlnire cu emisiunea Bucovina Retrospectiv. Alături de mine se află invitatul permanent al emisiunii, domnul Tiberiu Avram, redactor șef la Monitorul de Suceava. Bun revenit, Tiberiu. Bine te-am găsit, Vali, pe tine și pe telespectatorii Bucovina TV. Avem un portofoliu de subiecte generos, dar ca de Da. obicei nu cred că îl vom parcurge în acele 55 de minute. Dar începem cu titlurile selectate de Monitorul de Suceava. Primul titlu, Centura orașului Gura Humorului în imagini. Mă rog, a fost prezentat, s-au semnat niște documente, domnul președinte Fluture este încântat cumva și a zis, domnule, văd deja, ca să spun așa, ceea ce am nășit, da? E, devine tot mai sănătos și mai aproape de ceea ce vreau. Adică pur și simplu și-a încheiat Suceava la autostradă, este la autostradă. Da. Da. Dar Bun. acest subiect a suscitat foarte multe Da, a suscitat discuții. foarte multe Da. discuții, comentarii, critici, Da. unele justificate, deși toate au ca punct de pornire un element care poate fi justificat, care provine dintr-o greșeală de comunicare, dar dincolo de asta, mă rog, cineva să documenteze, putea să o facă și să vadă care este realitatea. Sunt alții care consideră că este prea scumpă toată această investiție, prețul este prea Centura mare, și autostrada, da? da. Nu vorbim de centură, 539 de Da. milioane de euro. Da. Acum, na, eu ca patriotismul local, Da. evident, am crescut în Gura Humorului, așa, și nu poate dispară patriotismul ăsta local. Consider că orice investiție, cât de mare, este justificată, mai ales că va aduce un plus pentru oraș. Vorbești de perioada în care se va Da. realiza efectiv, se va construi autostrada, de fapt, e șoseaua de centură, care are 10, ceva kilometri de autostradă. Și aici spuneam că a fost greșeală de comunicare, pentru că după ce ședința Consiliului Județean s-au aprobat indicatorii tehnico-economici pentru Da. șoseaua de centură, oficialii Consiliului au ieșit și au spus: s-a aprobat așa pentru cei 10, nu știu, 3-5 km de centură, investiția totală fiind de 539 de milioane de euro. Și imediat toți au făcut calcule. 539 de milioane de euro împărțit la 10, iasă 53 de milioane de euro kilometru de autostradă. Deci aritmetică pură, da? Da, ceea ce e foarte scump, într-adevăr. Dar aici spuneam că e o greșeală de comunicare, pentru că ei Da, s-au bun, referit strict la... greșeala de comunicare a oficialilor de la Consiliul Județean, spui, Da. da? Bun, trebuiau să detalieze pe fiecare Nu trebuia mult să detalieze. Era, nu, era suficient încă o frază, pentru că cei 10, hai spunem 10, 10, nu știu cât, Da. kilometri de autostradă, ei se refereau strict la bucata de autostradă care înconjoară Gura Humorului. Da. Da? Dar pe lângă această bucată, mai sunt încă 17 km de drumuri adiacente pentru noduri rutiere, bretele, Evident. benzi de accelerare și decelare. Vor fi construite 8 poduri, care are investiția este foarte mare într-un pod. Plus că din partea aia de autostradă, 10 km, 5 km, aveam notat pe undeva când am 5,7 km reprezintă viaducte. Deci, practic, și ce înseamnă viaduc, da? Da. Da? Și ne uităm și la Avem șoseaua aici, de centură da, la care Suceava. ocolește a Sucevei. Da. Ori alea sunt niște costuri foarte, foarte mari. Da? Ei, în total, practic, sunt 27 de kilometri care însumează, repet, 8 poduri, 5 km pe viaducte, puncte de bretele, accelerare, decelare și așa mai departe. Iar când tragi linie, iese 17,3 km pe 17,3 milioane de euro pe kilometru. Noi săptămâna trecută am prezentat și o situație care a furnizat-o proiectantul, în care a arătat, da? Da. A făcut defalcat așa fiecare cheltuială și a arătat că această autostradă, vorbim autostradă în general, da? În ansamblu, este mai ieftină decât alte autostrăzi construite tot Da. în zonă muntoasă, da? Deci este o pasarelă de trecere peste drumul spre Mănăstirea Voroneț. Nodurile de intrare și ieșire de pe șoseaua Centură vor fi în zona localităților Păltinoasă și Frasin.
Există puncte de coborâre ca să ieși din Areniș, de pe autostradă să cobori la Areniș. Plus alte investiții adiacente. Gândește că trebuie schimbată întreaga rețea de gaz, sau mă rog, o mare parte, din gura Homolului. Numai lucrările astea se ridică la 30 de milioane de euro. Da? Iată. Deci, în plus că această autostradă sau această centură, să-i spunem, face parte din autostrada Nordului. Da. Este parte integrantă a autostrăzii Nordului. Acum, repet, 17, cât am zis? 20 ceva total. 17,3 milioane de euro pe kilometru. Nu cred că e mult. Și, repet, calculele speciale luate nu e mult, chiar comparativ cu alte drumuri din zona de munte. E o investiție care poate va fluidiza traficul în zona Humorului, va aduce un plus pentru orice, oricine din zonă și nu numai. Da? Da. Iar chestia asta, bine, dincolo de... O operațiune de împărțire e mai simplă, se pare. Da, ca să demonstrez, domnule, cât... Repet, aici a fost o greșeală din partea de comunicare, din partea autorităților, că au început 10 km... Oficiale de la Consiliul Județean, din conducerea Consiliului Județean, a venit cu un proiect de hotărâre de Consiliul Județean spre dezbatere, asta e. N-am desenat eu, n-a desenat secretarul general al județului. Corect. Sunt niște specialiști care lucrează, proiectanți, și așa îi găsești greu. Noi în țara asta suferim la un anumit aspect, mă rog, la multe, dar unul dintre aspectele la care... Îți dai seama câte operații de adunare trebuia să faci? Viaduct, dacă se spunea de la început, sunt 27 de kilometri de drum, dintre care 10 de autostradă. Da. Ata, o frază în plus, da? Da. Centura Gura Homolului, care înseamnă 27 de kilometri de drum, dintre care 10,5 de autostradă, 8 poduri și 5 kilometri pe viaduct. E suficient ca să ai o dimensiune, da? Mm-hmm. Bun, imediat... Bun, dar trebuie să-ți dau chiar mură în gură, du-te și documentează vezi, da? Da, dacă vrei într-adevăr să scrii așa, poți documentezi, dai un telefon. Este impulsul respectiv. Mai rău dacă n-ai făcut nimic, dacă faci, faci prea scump. Bun, asta e o măteahnă noastră. Dacă nu faci, de ce nu faci? Da. Dacă faci, de ce e prea scump? Da. Bun, într-adevăr, puteau să documentezi colegii care s-au grăbit să scrie. Pe de altă parte, au unii dintre ei, cel puțin vreo doi, care imediat au înfierat, au obiceiul să dea înfierat tot ce mișcă, că e bun, că e rău. A vorbit și de colegi, de ei noștri. Da. Dar și ei era la îndemână să dea un telefon să ceară lămuriri. Dar nu-i vina lor. Iau partea asta de vină. Vina e a comunicatorilor, pentru că începusem să spun înainte de a mă întrerupe așa brutal. Scuze. unul din aspectele la avem câteva unul din aspectele la care suferim noi în țara asta, pe lângă multe altele, e comunicarea. Da, asta e drept, am mai subliniat. La ce mă refer? În țările dezvoltate, în toate instituțiile importante ale statului și chiar în instituții private, există serviciu de comunicare. Da. Și noi, pe exemplu, avem și în județ, avem firmele astea cum iar plătim oameni care vin special pentru așa ceva din rândul partidului și iar plătim. Da, într-adevăr. Nu, e nevoie. Nu, e nevoie. Uite, e vorba de bani public, da. Când mă uitam, am văzut un filmuleț cu Emil Boc, făceau convenții de presă, se certa cu ziariștii că, domnule, dar este birou de comunicare, de acolo aflați tot ce vreți. Eu trebuie să conduc orașul, nu am timp să stau. Da? Da. Acolo trebuie să fie experți în comunicare care să știe ce să comunice, cum să comunice. Să știe că... Să prevină asemenea interes, da? O comunicare defectuoasă, o comunicare defectuoasă poate să dea naștere la tot felul de interpretări. Dar concluzionând acum, dincolo de toate interpretări, ce m-a deranjat mine cel mai mult, până la urmă, rolul presiei de a critica, da? Au criticat că e prea scump, bun, au greșit, da? Critica a fost, până la urmă, justificată că au existat mari carențe de comunicare. Dar ce m-a deranjat cel mai mult a fost, evident, atitudinea unor elemente, să le spun, politice, da? Care au pus imediat autostrada, centura lui Flutur, de parcă o ia Flutur și urce acasă după ce termină mandate sau se trage din politică, da? Centura lui Flutur. Și văzut chiar un filmuleț de la ăștia, Salvatorii Neamului, de la USR,
în care spunea că... O să mai revenim. Da, da. Spunea un, din păcate. Da. Spunea un tip acolo, nu știu cine era, știi? Că prin costuri de astea umflate, practic, se asigură comisioanele și asigură pensiile speciale. Și, bă, omule, acolo, aici este cofinanțare de la un european. Nu poți să te joci cu... Nici un leu măcar, știi? Dar o dai în chestia asta. A, că poți tu să spui că din punctul de vedere e prea mare investiție, se pare prea scump. Ok, fiecare are poziția lui, dreptul lui de a vedea lucrurile într-un fel sau altul. Dar să spui că prin această investiție, da, practic se palmează niște bani ca să aibă pentru pensii speciale și așa, știi? Evident, eu mă gândesc de asta politică, dar ieftină, știi? E deranjantă, că, așa no, cum spune. No. Dacă no, nu faci... Sunt oameni care... stau pe rețele sociale și înghit ca pelicanul, ca pelicanii. Da, înțelegi? Da, dar nu așa e. Și broaște, văzusem filmulețul ăsta, văzusem pe TikTok și evident că acolo sunt foarte mulți care urmărești, da, mă, uite, bine le spune asta, ce dreptate, că ăsta da, futură, da. Știa centura în spate, o duce acasă când ies din politică. Da, 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 da. Ironii ieftine. Da, poți să ai punctul ăsta de vedere. Mi se pare prea scump. Ok, da? Da. Dar să vii să spui că din banii ăia tu practic iei ca să acoperi pensiile și așa. Nu e ok să spui. Da? Dacă spui că e prea scump, îți pui și diploma de inginer constructor, da? Nu, rețea și spui, nu, da, uitați-vă, nu, nu, și iei pe fiecare, nu, defalca pe fiecare. Nu, fă o diferență, da, stai puțin. Mai sunt exemple? Nu, vale, stai, facem o diferență. Deci una e să spui că e prea scump pentru că cheltuielile exagerate, da? Da. Da? Una e să spui că investiția în ansamblu ți se pare prea scumpă. Da? Că și așa... explicați-ne, da? Dacă se pare... Așteptăm un răspuns, da? Dacă ți se pare că e prea... da. Să cheltui prea mulți bani pentru o centură într-o zonă la modul ăsta. Da? Da. Ok, da, e punctul de vedere, sunt de acord, da? Nu să vii să spui, bă, 58 de milioane de euro kilometru, acolo, cum ai zis tu, ori e rea intenții, dacă vrei să afli într-adevăr, sună la Consiliul, domnule, ce costul ăsta aberant, 57-8 de milioane de euro pe kilometru și spuneam, nu, domnule, uite așa. Dar, repet, există aici o vină și, evident, din partea unora, multă rea intenție. A mai fost o asemenea dispută pe seama drumului Panaj-Bilbor. Păi, domnule, câte sunt, uite, drumul, kilometri, aceiași kilometri, drumul respectiv, făcut în nu știu ce, evident, undeva la șes. Ce diferență pe kilometru? Da? Zicem. Aici 1.000 de lei, tu ceri 4.000 de lei. Păi stai așa un pic, eu sunt zona de munte, eu sparg munții păi, acolo. Da, da, da. Astea, bun, dar nu se uite, ei iau politic. Cifrele seci și le compară, știi cum e, compar mere cu pere, exact, știi? Nu se uite că sunt și lucrări adiacente, cum ai zis, întări de maluri. Parcarea subterană, da? Omule, știți cât costă? 73.000 de euro. Un autoturism bun costă. Iată, la Iașu încearcă să-și facă la un preț de 35.000. Cum se poate așa ceva? Bine, Iașu nu mai are. Clar, n-au reușit. La prețul respectiv n-au reușit să facă. Da. Bun. Ei, evident, probabil, cum ai spus și atunci, la vremea respectivă, nu s-a comunicat. Ei, chiar vreți să știți de ce? 75.000 locuri de parcare, adică nu când ce s-a construit. Bun, aia acolo spunea pe total cât are și pe locul de parcare. Da. Deci știm foarte bine, știm și un constructor bun a lucrat acolo, Sucevean, da? La da, acolo au fost, da, multe la... Și o discuție simplă cu domnia sa, zic, nu, de ce se vorbește? Nu e... Vale, deci repet, una e să ai un punct de vedere. Băi, mie mi se pare prea mare investiția pentru zona asta, ok. Prea mare, dar nu spun nu că furi. Nu, asta zic, asta e un punct de vedere. Eu personal nu sunt de acord și mi se pare că orice investiție e binevenită, da? Dar ok, e un punct de vedere. Dar alta e să-i spui că se fură bani, da? Că e prea scump kilometru de autostradă. Nu e scump, uite la ansamblu lucrări, da? Deci îți noțiuni diferite, dar care trebuie tratate diferențial. Da. Da, dar am primit un mesaj de la cineva, domne, sunt sceptic. De ce? Nu se va face, prea scump. Zic, omule bun, dar finanțarea, bine, trebuie să contribuim și noi, o suma nu e prea mică. Dar exact cum e și la asfaltare, în municipiul Reșezi, domne, sunt bani. Bun, vale. Dar constructorul eu sunt bun. Da, eu sunt optimist. Da. E normal ca să existe oameni sceptici, nu trebuie să se blamăm. Pentru că este o investiție, noi prezentasem și filmulețul ăla ca să, cum ai zis tu, centura în imagine. Asta mă enervează. Ai făcut tu o roabă cu mâna ta? Vale, ai făcut o piuliță? Te-a prins pe atare. Ai reușit. Nu, da. Este o investiție. Nu, asfaltul nu e bun. Nu e bun asfaltul. Este o investiție foarte mare. Dar tu în ce calitate? Te-ai documentat? Ai fost, ai vorbit cu vreun inginer constructor? Da. Eu dacă am o problemă,
că emisiunea trecută am vorbit de domnul Popescu. Dacă am chiar o problemă de genul ăsta, și nu de puține ori, m-am sfătuit cu domnul Girigan. Da, sunt la un specialist și întreb. Da. Zice, da, Vale, acolo, domnul Vale, acolo, într-adevăr, da, Vale, v-ai spus așa, de cei care sunt sceptici. Nu sunt inginer constructor de asta. Vale, dar n-are treabă, poți să nu fii inginer constructor. Și poți fi inginer constructor să fii sceptic. Adică ideea, cei care sunt sceptici, e normal să fii, dreptul lor, și e normal, repede, să fii sceptici, pentru că e o investiție foarte mare și ca bani, lucrări extrem de complexe, care nu s-au făcut de mult, adică niciodată în zona noastră. Da? Și atunci, evident, oamenii se gândească, bă, nu cred că o să fac, investiția e foarte mare, așa. Normal să fii sceptici. Adică bine că există presă, intenții bune, da? Care îi lămurește. Da, domnule, uite, pentru, Vale, pentru scepticismul dumneavoastră, noi mergem, ne documentăm. Dar să nu spuneți că avem un interes. Nu, trebuie, dar încă o dată, să separăm oamenii sceptici, care nu cred că o să facă, din motive ei consideră, bă, investiția mare, sunt multe lucruri, așa. Cei care consideră că investiția e prea mare pentru această zonă, e dreptul. Și cei care, din partea cărora există această rea intenție, domnule, e prea scump, nu că ei consideră că e prea mare investiția, e prea scump kilometru, fără să prezinte lucrul defalcat. Da? Da. Cei care spun că aici se ascund bani, nu mai poți ascunde bani în zilele noastre. Că acum 10-15 ani puteai umfla și făceai cu guvernul, se făcea prima PDL-ului, știm bine. Da. Da? Nu mai, s-au dus vremurile alea, mai ales când sunt fonduri europene. Da? Deci aici e vorba, pe mine mă deranjează cei care sunt prezintă lucrurile cu răutate, denaturat și o dau pe partea politică, știi? Și care culminează cu centura lui Flutur. Bă, centura, bun, acum și pe noi ne acuză, știi? Stai să vezi. Păi, luați partea lui Flutur, ne acuză. Dacă te duci și documentezi. Uite, da, și eu am fost surprins de sumă, da? Păi hai să pun întrebări. Bănuiesc că proiectantul care el a făcut un proiectant, cred că a făcut șosele și drumuri de munte și așa. Da, nu, un pic. Nu ești prea pătimaș? Poate pentru că știu ce ești pătimaș, pentru că există justificare. Poate pentru un proiectant 350 de milioane, domnule, la ce lucrare aici nu e. Și el nu se agită, proiectant. Dar trebuie să explici, vorba ta, cum ai spus, trebuie să comunici tu, ca autoritate publică, că e vorba de bani publici, da? Cât guvernamental, local, european, da, bani publici până la urmă. Și de ce să n-ai un departament de comunicare să previi asemenea întrebări? Dumnezeu, vezi, lumea, dintr-o dată spune că toate pensiunile sunt ale cuiva, aparțin cuiva din dar jur. Nu aparțin lui Flutur, dar asta e un alt aspect care mă deranjează. Discutăm după? Pauză de publicitate. Da, luăm prima pauză de publicitate, doamnelor și domnilor. Revenim imediat.